printre invitați la manifestații primarul de Iași și chiar fostul președinte al României. Am înțeles că vrea neapărat să vină pe 27 martie, să vină la marș, să spună ceea ce a mai spus, ce a spus de câteva ori deja, că unirea Republicii Moldova cu România sau unirea, reîntregirea ar trebui să fie al treilea proiect de țară al României, al statului român, după integrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Așa că, repet, îndemnul este același pentru toate.